Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Astăzi de dimineață, pe drumurile naționale de pe raza județului, nu exista niciun blocaj. Se circula în condiții de iarnă, anunțat într-un comunicat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba. Erau însă, la acea oră de dimineață, două drumuri județene blocate și alte două pe care se circula cu restricții. Drumurile județene blocate sunt drumul județean 106 K, ce face legătura între Ohaba și Secășel, și drumul județean 107 între Cergău și Roșia de Secaș. Pe alte două căi județene de acces se circulă cu restricții. Este vorba de drumul județean 106I Ghirbom Vingard și drumul județean 107I Râmeț Ponor. Pe celelalte drumuri județene se circulă în condiții de iarnă. Potrivit comunicatului ISU Alba, nu sunt localități izolate datorită blocării drumurilor și nici nu au fost înregistrate situații de urgență ca urmare a viscolului, gerului și căderilor masive de zăpadă. Odată cu instalarea iernii, echipajele montane ale jandarmeriei sunt cele care asigură ordinea publică în stațiunile montane și pe trasele turistice din zona acestora, în vederea descoperirii și prevenirii faptelor antisociale. În plus, o misiune deosebit de importantă a secțiilor și posturilor montane este aceea de a interveni pentru salvarea turiștilor care se află în pericol. La nivelul jandarmeriei Alba, la această dată, funcționează trei posturi montane de jandarmi care au rolul de a-și îndeplini atribuțiile legale în zone greu accesibile din zona Rieșeni, Roșia Montană și Jugac. Activitatea acestora este mai vizibilă, în special pe timp de iarnă, ca urmare a prezenței turiștilor într-un număr mare. În acest sens, jandarmii montani au în vedere că apariția primilor fulgi de zăpadă face ca, în perioada imediat următoare, pârtile deschiși și trasele turistice să fie luate cu asalt de multe persoane, a căror singură dorință este de a profita la maxim de posibilitățile de relaxare cu care întâmpină anotimpul hibernal. De asemenea, din experiență, jandarmii știu că multe dintre aceste persoane, cu gândul la distracție, uită că muntele se poate dovedi deosebit de periculos și că acesta are reguli stricte, care, dacă nu sunt respectate, pot duce la apariția unor riscuri la adresa integrității, sănătății sau chiar a vieții. Pentru prevenirea evenimentelor negative și accidentelor survenite în zona montană a județului, Jandarmeria Alba și Serviciul Public Salvamont Alba reamintesc turiștilor să-și echipeze corespunzător autoturismul, să se informeze asupra traseului, să aibă echipament adecvat anotimpului, să meargă în grup de minim 3 persoane, dintre care una să cunoască bine zona respectivă, iar în caz de accidente să apeleze la numărul unic de urgență 112. Astăzi, în incinta Universității 1 decembrie 1918, Alba Iulia a fost lansată în organizarea Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie și Filologie, sesiunea anuală de comunicări științifice. La manifestare au participat cercetători și cadre didactice din principalele centre universitare ale țării. Sesiunea este una de tradiție și reprezintă un moment important în viața științifică a Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Mi-e și greu, dar același timp și foarte ușor să vorbesc pe conferința asta. Eu am identificat-o ca pe un copil al meu. Am început-o în 2007 cu 15 prieteni care, din România, care ne-am adunat la o cafea și un pahar de vin ei și un pahar de bere eu, unde am discutat despre moarte. Dar în 2008 i-am dat o dimensiune, ca să zicem, internațională. Atunci conferința a crescut în mod, să vă spun, sistematic, ajungând la ora actuală una dintre cele mai internaționalizate conferințe din universitate. S-a născut și ca roda unei prieteni strânse între persoana mea și alte persoane care lucrează în universitate și nu numai. De aceea conferința totdeauna este organizată în parteneriat tradițional cu Muzeul Național al Unirii. Prieteni foarte buni ai mei fiind acolo domnul Tudor Roșu și domnul director Gabriel Ușpiu, cărora le mulțumesc că în anumite momente grele au sprijinit cu toate forțele această conferință. În același timp, conferința a fost luată sub tutela Consiliului Județean Alba, în condițiile în care se observă un flux foarte puternic de străini la un asemenea eveniment științific și care cred că în domeniul științelor umaniste e printre cele mai internaționalizate. Rar se întâlnește o conferință când sunt mai mulți străini decât români la noi. Sesiunea de comunicare a avut două arii tematice. Abordat în deschiderea lucrărilor direcțiile de cercetare și valorificare a patrimoniului arheologic și muzeal din România, pentru ca mai apoi să se axeze pe istoria elitelor. Sesiunea se bucură de o participare importantă și relevantă a specialiștilor în domeniul arheologic al prezervării și conservării patrimoniului cultural și în domeniul istoriei. Cred că este în același timp și un moment al bilanțului, dat fiind faptul că ne apropiem de sfârșitul anului 2012.
Prezent la sesiunea științifică, rectorul Daniel Breaz a felicitat organizatorii, precizând că Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie este, din punct de vedere al activităților științifice, cel mai reprezentativ pentru universitate. Că nu mai avem nicio săptămână fără o conferință la istorie, ceea ce pentru mine este un lucru bucurător. Și nu vreau să laud neapărat pe cineva din Departamentul de Istorie, dar pentru mine acest departament reprezintă unul dintre punctele forte, poate, dacă aș putea să spun altfel, cel mai titrat departament din universitate din punct de vedere al activităților de cercetare pe care le desfășoară. Și nu cred că cineva poate să mă contrazică. Am și eu suficiente cunoștințe de informatică încât să mă uit pe niște pagini de web sau să verific anumite liste unde departamentul nostru este prezent atât la competiții de granturi și granturi câștigate, nu doar granturi depuse, membrii departamentului desfășoară activități de cercetare cu un real impact atât în mediul universitar din România, cât și în mediul universitar internațional. Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie a fost înființat în anul 2010 prin fuziunea Catedrei de Istorie cu Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul și Centrul de Cercetări Istorice Iuliu Maniu. Așadar, sesiunea anuală de comunicări științifice în cadrul Facultății de Istorie și Filologie, aflăm mai multe lucruri de la domnul conferențiar universitar dr. Valer Moga. Bine ați revenit în Prime Time. Bine v-am găsit. Mulțumim că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, vă rog, mai multe lucruri despre această sesiune anuală. Ce pot să vă spun, în afară de ce au spus și colegii mei înainte, este o sesiune devenită deja tradițională, se află la o ediție avansată și consider că cel puțin pe parcursul zilei de astăzi este, dacă nu cel mai important, unul dintre cele mai importante evenimente științifice și culturale în același timp desfășurate în orașul Alba Iulia. Sesiunea este organizată pe două secțiuni, o secțiune de arheologie privind cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic și o secțiune de istorie referitoare la istoria elitelor în spațiul românesc. Această temă de istoria a elitelor românești face obiectul celei de-a treia ediții a sesiunii noastre. Am prilejul să adresez mulțumirea celor colegi din alte orașe ale țării, din Cluj, Deva și din alte orașe care au înfruntat rigorile iernii, din dorința de a răspunde invitației noastre și din dorința de a-și prezenta roadele cercetării în cadrul acestei sesiuni. Sesiunea este importantă și fiindcă este o sesiune tematică, mă refer acum doar la partea de istorie, istoria elitelor românești. În general, aceste sesiuni tematice duc cercetarea de la un an la altul spre noi realizări, spre noi contribuții științifice. Care a fost programul acestei sesiuni, al acestei zile? După deschiderea sesiunii, ceremonia de deschidere pe care dumneavoastră ați filmat-o și ați prezentat-o telespectatorilor dumneavoastră, de la ora 11 a început activitatea pe secțiunile pe care vi le-am prezentat și, firește, fiecare intervenție a unui cercetător a fost urmată de discuții interesante care au dezvoltat și au aprofundat tema respectivă. La ora actuală, sesiunea este încă în curs de desfășurare, se apropie de încheierea lucrurilor. Deci chiar și la această oră se mai întâmplă bineînțeles, lucruri. Bineînțeles. Am înțeles. E de o mare importanță această sesiune, care, așa cum a spus și dumneavoastră, a devenit deja o tradiție aici, la Alba Iulia, și foarte important este că vin elite, așa cum ne place nouă să le spunem, din toate colțurile țării aici, în orașul nostru. Este vorba de o sesiune națională și ne bucurăm de faptul că invitațiile noastre sunt primite cu interes, li se răspunde cu interes și de fiecare dată avem oaspeți din toate colțurile țării care vin cu contribuții semnificative de cercetare. Aceste sesiuni științifice, pe lângă partea lor, să zic așa, oficială de cercetare și de împărtășirea
rezultatelor cercetării, prilejuiesc și contacte umane. Firește, afli mai multe lucruri în domeniul nostru al cercetării despre sursele utilizate, despre bibliografia utilizată, lucruri pe care le afli cu mai multă ușurință discutând cu colegi care vin din alte părți, din alte centre de cercetare. Noi colaborări, poate noi proiecte care se vor întâmpla pe viitor, cine știe, se leagă tot felul de lucruri. Într-adevăr, aceste întâlniri, aceste schimburi de impresii și de experiență pot sta la originea unor proiecte de cercetare comune. Aș vrea să ne spuneți în încheiere câteva cuvinte și despre Departamentul de Istorie și Filologie de aici, de la Alba Iulia, pentru că există de ceva în bun și funcționează atât de frumos. Uite, se întâmplă tot felul de lucruri. Într-adevăr, este unul dintre departamentele care oferă un număr mare de evenimente științifice. Colegii mei fiecare au proiecte de cercetare importante aflate în desfășurare sau tocmai obținute în acest an și care urmează a-și începe desfășurarea. Una dintre finalizările activității de cercetare, doar una dintre aceste finalizări, este revista noastră de specialitate, Annales Universitatis Apulensis Series Historica, și țin să vă spun că în anul acesta a ajuns la al 16-lea volum, acest anuar al nostru, de înaltă ținută științifică și grafică. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru informațiile aduse și vă mai așteptăm cu mare drag aici la noi. Vă mulțumesc și eu, să vin de fiecare dată cu multă plăcere. Ne continuăm acum cu alte subiecte. Ședința extraordinară de astăzi a fost una fulger pentru Consiliul Județean Alba. Membrii legislativului au aprobat 16 proiecte de hotărâre în 10 minute. La plecare, președintele Ion Dumitrel a pregătit tuturor o surpriză neașteptată. Consiliul Județean Alba a realizat astăzi un adevărat tur de forță în materie de votat proiecte de hotărâre. A dat undă verde la 16 proiecte de hotărâre cu o viteză medie de 37 de secunde pe proiect. În finalul ședinței, Ion Dumitrel a urat consilierilor județeni sărbători fericite. Care colaborăm noi, consilieri județeni, mulțumim, să aibă Crăciun fericit, cu sănătate și tot ce doriți. Despre anul 2013, vorbim în data de 27, cum să avem ședință de consiliu. La ieșirea din sala Mihai Viteazul, consilierii au fost colindați de ansamblul 60+. Să-i ascultăm și noi pe vârstnicii colindători. Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba și-a majorat capitalul social cu 1,1 milioane de lei. Consiliul Județean Alba, care deține capitalul integral al societății, a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor, care a aprobat majorarea ce va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Dezvoltare și Bugete din cadrul legislativului de Alba. Societatea de Drumuri și Poduri Locale Alba a achiziționat acum 2 ani în sistem de leasing utilaje și mijloace de transport în valoare de aproape 2 milioane de lei. Ca atare a solicitat majorarea capitalului social pentru a putea asigura lichiditățile curente necesare investițiilor efectuate în utilaje de drumuri și mijloace de transport marfă, precum autobasculante, autogredere sau buldo-excavatoare. Consiliul Județean Alba a aprobat în unanimitate majorarea capitalului societății cu 1,1 milioane de lei. Încredirea SECE proiecte s-a achiziționată în domeniul public al județului, se vor muta 3 instituții din cadrul Consiliului Județean Alba. E vorba de Centrul Cultural Augustin Bena, Serviciul Public Salvamont și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Cu o valoare de inventar de 2,75 milioane de lei, imobilul are o suprafață construită de 911 metri pătrați și are destinația de birouri și sedii pentru cele trei instituții. Clădirea a fost achiziționată la data de 30 octombrie în cadrul licitației organizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba. Astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, a fost înlăturată o neclaritate în privința acestei achiziții. Concret, s-au evidențiat corect vecinătățile ca fiind în proprietatea SC Proiecte SA. E vorba de terenul din imediata vecinătate a imobilului achiziționat. După mai multe amânări, Etrans-Aiud, operator de transport public județean, a primit undă verde pentru a-și majora tarifele. Scumpirea prețului la biletele pe autobuzele Airtrans este argumentată de creșterea cheltuielilor societății din ultimii 4 ani. Tichetele de transport s-au scumpit între 14 și 100% în funcție de distanță. Pe rute scurte, până în 2 km, tarifele s-au dublat, practic scăzând treptat, odată cu creșterea distanței parcurse. Astfel, pentru un bilet de la Alba Iulia la Aiud, pe o distanță de aproximativ 30 de km, călătorul va achita 7 lei și nu 5,50 lei ca până acum, iar pentru un bilet Alba Iulia Teiuș, rută de 17 km, va plăti 5,5 lei și nu 4 lei. Majorările vor afecta foarte mult navetiștii, întrucât abonamente le vor fi mult mai scumpe. De exemplu, prețul unui abonament pe un traseu de 2 km crește de la 28 de lei lunar la 60 de lei, iar pe o distanță de maxim 45 de km de la 193 de lei la 240 de lei. Luând în calcul un exemplu concret, navetistul între Alba Iulia și Aiud va achita 210 lei pentru un abonament și nu 152 de lei ca pentru luna noiembrie. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează alături de ADR București-Ilfov, ADR Nord-Vest și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca proiectul Practica, primul pas pentru cariera ta. Proiectul vizează facilitarea inserției pe piața muncii a 600 de studenți aflați în tranziție de la școală la viața activă din regiunile București-Ilfov, Nord-Vest și Centru prin participarea la stagii de practică, consiliere și orientare profesională. Proiectul este implementat în perioada februarie 2011-ianuarie 2013 și are un buget total de 2.825.811 lei, din care bugetul alocat ADR Centru este de 290.668,65 lei. O constatare care se poate face și s-a făcut în ultima perioadă, mai ales începând cu anul 2009, de când a fost generată această criză economică și până la urmă și socială, a fost faptul că tinerii își găsesc foarte greu un loc de muncă. Ei, în această categorie este vorba și despre tinerii absolvenți de studii superioare care nu se pot integra pe piața muncii din lipsa de locurilor de muncă sau și dacă își găsesc un loc de muncă, nu își găsesc un loc de muncă potrivit la care, să zicem, nu au performanță și până la urmă nu își valorifică bine sau cu o anumită eficiență, toate cunoștințele care le-au dobândit în cursul facultății. Ei, în acest context al acestor date care arată că tinerii absolvenți au o mare problemă în a-și identifica și a-și găsi un loc de muncă, Agenția pentru Dezvoltare Regională a intrat ca și partener alături de alte două agenții, este vorba despre Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest de la Cluj-Napoca și Agenția București-Ilve din municipiul București, care în parteneriat cu universitățile am propus și elaborat un proiect de finanțare care a fost finanțat din Fondul Social European pe programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, care își propune efectiv să, zicem, să sprijine 600 de studenți din cele trei regiuni, câte 200 în fiecare regiune, să efectueze stagii de practică la firme, fiecare din regiunea sau din zona în care și învață, pentru a putea, ca după terminarea studiilor, să se integreze mai ușor pe piața muncii. Proiectul Practica, primul pas pentru cariera ta, este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după vin cu informații despre locurile de muncă disponibile în Germania, dar și despre noul cod rutier care se schimbă. Rămâneți cu noi, revenim imediat!
Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează concurs pentru studenții și masteranții care doresc să lucreze în Germania pe perioada vacanței de vară. Domeniile în care vor putea desfășura activități lucrative sunt servicii, hotel, gastronomie, curățenie, clădiri și agricultură. Perioada de activitate este de minim 2 luni, iar obținerea unui loc de muncă se realizează prin participarea la selecția organizată în perioada 7-24 ianuarie 2013. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți și masteranți la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii, la curs de zi, colegiu tehnic sau colegiu, să aibă cunoștințe bune și foarte bune de limba germană. Depunerea dosarelor și susținerea testului de limba germană va avea loc în intervalul luni-joi orele 9:15 și vineri orele 9:12:30 la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București. Mai multe informații se pot afla la sediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Alba. Șoferii vor putea contesta hotărârea judecătorească prin care sunt soluționate plângerile depuse împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor rutiere. Până în prezent, o astfel de hotărâre judecătorească este de definitiv irevocabilă. Noua regulă a fost introdusă de guvern în codul rutier prin ordonanța de urgență. Practic, se dă dreptul conducătorilor auto să conteste hotărârea judecătorească prin care se soluționează plângerile pe care le depun împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor rutiere. Mai bine spus, odată cu aplicarea noilor prevederi, conducătorii auto vor avea o cale de recurs împotriva hotărârilor judecătorești prin care instanța soluționează plângerile împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor de circulație. De anul viitor, începând cu data de 19 ianuarie, va fi introdus obligatoriu permisul de conducere pentru mopede, tricicluri cu motor de până la 15 kW, precum și pentru motociclete A1 și A2. Permisul de conducere va avea o valabilitate de 5-10 ani, iar la fiecare reînnoire, conducătorii mopedelor vor fi obligați să facă un control medical. Proiectul reglementează vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere astfel: pentru categoriile A2, BBE, C1 și C1E, 18 ani împliniți, pentru categoriile AM, A1 și B1, 16 ani, 20 de ani și o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2 sau cel puțin 24 de ani pentru motocicletele din categoria A. În plus, pentru categoriile CCE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor cu putere de peste 15 kW, vârsta minimă pentru obținerea permisului este de 21 de ani, în timp ce pentru categoriile D și DE este de 24 de ani. Ne aflăm la jumătatea lui decembrie, așadar nu ar trebui să ne mire faptul că temperaturile sunt în scădere. Meteorologii au emis o nouă informare meteo. Pentru mai multe informații despre starea vremii, rămâneți alături de noi. În intervalul 12 decembrie ora 13 și 15 decembrie ora 10, vântul va continua să prezinte intensificări în tot centrul țării, spulberând sau viscolind zăpada. Începând din această zi, vremea se va răci treptat, devenind deosebit de rece, geroasă chiar, mai ales noaptea și dimineața în cea mai mare parte a țării. Mâine vântul se va intensifica local în toată Transilvania. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în cursul acestei nopți, când minimele vor coborî frecvent sub minus 15 grade Celsius. Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor situa în general între minus 10 și 0 grade Celsius. În funcție de evoluția vremii, vă vom ține la curent cu avertizări pentru fenomene meteorologice periculoase imediate. Echipa Slow Food Alba Transilvania a sărbătorit astăzi la cantina studențească a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia Terra Madre Day, eveniment de tradiție în lumea întreagă care îmbină ecologia cu gastronomia și promovează preparatele culinare specifice fiecărei zone. Sărbătoarea din acest an a avut ca tematică aromele de Crăciun. 35 de studenți și elevi de la Universitatea Alba Iuliană și de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, grupați în 6 echipe de specialiști în ale gastronomiei, au preparat un aperitiv, o tartă de fructe și gustoase chifteluțe. Promovăm mâncarea gustoasă, sănătoasă, prețuită, cinstit. Am vrut să fie un eveniment de cunoaștere a aromelor de Crăciun și, într-adevăr, sunt tineri de la universitate, de la 1 decembrie și de la Liceul Economic, care prepară un aperitiv de Crăciun, chifteluțe, îmbinând, bineînțeles, aromele specifice Crăciunului și o tartă de brânză cu fructe, cu mere, tot așa folosind aromele specifice acestei perioade. Participanții la eveniment au conceput și mesaje slow food pe care le-au lansat pe internet.
Deschiderea parcului de sărbători a fost o surpriză pentru albaiulienii prezenți la inaugurare. Surprizele continuă pentru că începând de astăzi și până în 23 decembrie vor avea loc o serie de evenimente în piața cetății, printre care amintim concerte de colinde și jazz, precum și spectacole de teatru pentru toate vârstele. La inaugurarea parcului de sărbători, cei prezenți în piața cetății au putut admira bradul de Crăciun frumos împodobit, precum și decorul specific sărbătorilor de iarnă. Spectacolul de lasere acompaniat de muzica și concertul Antiniei au fost doar începutul. Timp de 10 zile, începând de astăzi și până duminică 23 decembrie, în zona pieței cetății vor avea loc o mulțime de evenimente. Concerte de colinde, jazz, piese de teatru pentru toate vârstele, balet și dansuri de societate, demonstrații ale gărzii romane și multe altele. Sâmbătă va fi inaugurat și patinoarul din piața cetății, iar în ultima duminică a festivalului va avea loc tombola lui Moș Crăciun, în care copiii care au trimis scrisori vor primi cadouri. Doamnelor, domnilor, emisiunea Prime Time se încheie aici. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contactarondștirilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. O seară frumoasă vă doresc. Pe curând! Bine v-am găsit la știrile din sport! Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918, Alba Iulia, a fost ieri prezent la returul sferturilor Cupei României. Acesta a declarat după meci că întreaga conducere a clubului este mulțumită că echipa a revenit pe drumul cel bun, că a intrat în primele patru locuri din campionat și a ajuns în semifinalele Cupei României. CSU Alba Iulia a ajuns după victoriile din cupă la 7 meciuri câștigate consecutiv. Echipa din cetatea Marii Unire a ajuns pe al 4-lea loc în clasament, reușind astfel ca la finalul turului să fie în obiectiv. La toate acestea s-a adăugat o calificare în premieră în semifinalele Cupei României. Pentru noi este o bucurie că ne-am calificat pentru prima dată în semifinalele Cupei României. Locul 4 în campionat este o poziție care ne onorează deocamdată și să așteptăm cu încredere finalul campionatului, când în play-off se pot decide foarte multe lucruri. Sperăm atunci că la finalul campionatului va fi o clasificare pe un loc mult mai bun. Problemele de la echipă sunt rezolvate și fetele vor intra în vacanță imediat după ultimul meci, care va avea loc în acest sfârșit de săptămână pe terenul formației CS Nova Vita Târgu Mureș. La Gala Sportului Transilvan, organizată ieri la Târgu Mureș, trei oameni ai sportului județean au reușit să pună mâna pe premiile de cei mai buni sportivi sau antrenori. Cea mai bună sportivă a județului Alba a fost desemnată halterofila Carmen Pârva, antrenată de Ovidiu Pănăzan și Ioan Frățilă, cel din urmă cucerind trofeul de cel mai bun antrenor al județului. Cu toate că Anca Bune a fost desemnată cea mai bună sportivă a județului Sibiu, atleta este legitimată și la Clubul Sportiv Unirea, care a contribuit îndrăzneț la ascensiunea atletei. Aceasta a participat la foarte multe competiții naționale și internaționale în acest an. Carmen Pârva este campioană europeană în titre la juniori, premiu ce l-a obținut în vara acestui an în Danemarca. Însă sportiva a obținut foarte multe distincții atât la secțiunea haltere, cât și la powerlifting. Ioan Frățila, antrenorul secției de haltere a Clubului Sportiv Unirea și președintele Federației Române de Powerlifting, a fost desemnat cel mai bun antrenor al județului Alba. Acesta a reușit să cucerească alături de elevii săi peste 35 de medalii în acest an la haltere. Gala Sportului Transilvan este o tradiție a finalului de an. Evenimentul a ajuns la ediția 10-a în fiecare an, fiind premiați cei mai buni sportivi și antrenori ai regiunii de dezvoltare 7 Centru. Această regiune este formată din județele Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita și Covazna. Consiliul Județean Alba a aprobat în ședința de astăzi suplimentarea cotizației pentru Clubul Sportiv Volei Alba Blaj pe anul 2012. La începutul anului a fost alocat un buget de 450.000 de lei din partea Consiliului, însă acum la final echipa din Mica Romă va mai primi încă 150.000 de lei.
Asociația Club Sportiv Volei Alba Blaj a fost formată din Consiliul Județean Alba, Consiliul Municipal din Blaj și Sece Apă CTTASA Alba. Consiliul Județean Alba a aprobat în luna februarie acestui an un buget de numai puțin de 450.000 de lei pentru întreg anul 2012. Banii au fost alocați pe rând, ultima tranșă intrând în conturile clubului la sfârșitul lunii iulie. Dacă în vară echipa încasa ultimii bani de la Consiliul Județean Alba, iată acum în prag de sărbători, în plină iarnă, Consiliul Județean Alba a aprobat suplimentarea cotizației. Suma este una frumușică, având în vedere că este aprobată pentru finele acestui an. Astfel, Consiliul Județean Alba a dat nici mai mult, nici mai puțin de 6 miliarde de lei vechi clubului de volei în anul 2012. Drept este că acești bani sunt meritați din plin, având în vedere că formația din Mica Romă este pe poziția 4-a în clasamentul diviziei A1 de volei feminin, fiind clasată cu o poziție peste obiectivul impus la momentul promovării. Voleiul din Blaj reprezintă o mândrie pentru județul Alba, foarte mulți spectatori venind la fiecare meci al echipei din sala Timotei Cipariu. Volei Alba Blaj va juca mâine de la ora 17 ultimul meci din actualul tur de campionat. Adversarele blăjencelor vor fi voleibalistele de la CS Argeș, Volei Pitești. Meciul se anunță unul ușor de antrenament pentru elevele lui Marius Macarie, având în vedere că formația argeșană este lanterna roșie a diviziei A1 de volei, fără niciun punct câștigat. Atât din sport pentru astăzi, ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți în continuare alături de Alba TV.